Salutare, cutinașilor, și bine m-am regăsit la un nou episod de Roblox pe Brookhaven. Vă rog să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel, pentru că astăzi voi fi adoptat de către familia fostei mele iubite. Știi ce? Niciodată nu mă gândeam că o să vină momentul ăsta, dar vreau să ne despărțim! M-am săturat să fim împreună! Vreau să ne despărțim efectiv! Deci clar, de astăzi nu o să mai fim împreună! Nu credeam că poți să-mi faci așa ceva! Gata, ne-am despărțit! Ce? Să ne despărțim? Dar a fost o simplă ceartă! Vreau să ne împăcăm! Te rog, nu pot să trăiesc fără tine! Vreau să fim împreună în continuare! Te rog! Nu se poate să ne despărțim de la atâta lucru! Efectiv, nu se poate! Vreau să rămânem împreună! Vreau să ne împăcăm acum și să fim împreună pentru totdeauna! Ha, ce? Asta a fost ultima secundă în care m-ai văzut și nu o să mă mai vezi niciodată. Am plecat! Nu pot să cred că m-a lăsat. Dar de ce plângi, draga mea? Ce s-a întâmplat? De ce plângi? Ai ochii înlăcrimați? Nu pot să cred, m-a părăsit efectiv. S-a despărțit de mine de la o simplă ceartă și m-a părăsit, a zis că nu o să mai fim împreună niciodată. Am o idee. Lasă că o să ți-l aduc eu înapoi pe nătăflețul ăla și o să vadă el că nu o să scape așa de ușor de tine. Ce vrei să faci, tati? Ce vrei să-i faci? O să vezi tu că o să se întoarcă la tine singur! Nu vrea nimeni să mă adopte! M-am certat cu iubita mea și nu are cine să mă adopte acum! Nu mai am nicio casă! O să rămân aici pentru totdeauna! N-o să mă ia nimeni acasă! N-o să am părinți, n-o să am nimica! Nu pot să cred! O să rămân aici pentru totdeauna! Du-te jos de acolo, nu te mai tot plânge atâta, că cineva tot o să te adopte și pe tine. Du-te odată jos, nu mai sta acolo, că a venit chiar acum o familie și poate o să te adopte. Pe mine niciodată nu o să mă adopte, o grămadă de familie au venit aici și n-a vrut să mă ia nimeni. Nu pot să cred că se întâmplă așa ceva, m-a lăsat iubita și acum nu mai am unde să stau. De fapt, ba nu, eu am lăsat-o pe ea. Dar totuși n-am unde să mă duc, nu am nicio familie. Oi, odată, nu mai fi un copil răzgâiat, să te vadă familia asta, poate te adoptă. În fine, s-a și noptat afară, așa că vin să vorbesc cu familia asta să văd despre ce este vorba. Hai să mergem, doamna îngrijitoare, să vedem dacă cumva vrea să mă adopte. Oh, ce familie drăguță! Wow, ce familie drăguță, doamna îngrijitoare! Unde sunteți? Doamna îngrijitoare, unde v-ați dus? Uite, ei sunt familia despre care îți vorbeam. Așa, ce ziceți, doriți să îl luați pe acest băiat minunat la casa dumneavoastră? Dacă tot ziceați că vă plac copiii atât de mult. Nea, pe mine nu o să mă ia cu siguranță. Ar fi chiar culmea să mă adopte cineva pe mine. Dar ce copil minunat, blond cu ochi albaștri, exact ce ne-am dorit noi, nu-i așa, iubire? Este perfect pentru noi, îl adoptăm cu siguranță, este ca și copilul nostru, mai ales că soția mea este și ea blondă, bine vopsită, dar e blondă, deci cu siguranță o să îl adoptăm. Ce? Mă adoptă și pe mine cineva în sfârșit? Nu vine să cred! Stai așa să dau niște ture! Nu vine să cred, nu vine să cred, nu vine să cred! În sfârșit mă adoptă și pe mine cineva! O să am o casă unde să stau, nu o să mai stau aici! O să pot să plec! Gata, sunt pregătit pentru noua familie! Mami, tati, sunt pregătit! Haide, fiule, să te ducem acasă, să-ți arătăm noua casă! Wow, o casă nouă! De-abia aștept! Uite, aceasta este casa noastră, care de acum este și casa ta, drăguțule!
Wow, casă nouă! Casă nouă, dar apropo, mi-e frică de gândaci, sper că nu sunt gândaci din ăia mari pe aici, pentru că dacă sunt gândaci mari, eu nu intru în casă. Să știți, eu nu intru în casă, mi-e frică tare de gândaci, deci mi-e foarte frică de gândaci. Gândaci? Nu sunt gândaci? Până nu verific toată zona, nu o să plec de aici, deci trebuie să mă uit să văd dacă sunt gândaci, altfel nu pun niciun pas în casă. Am intrat pe modul căutare gândaci și verific perimetrul să nu fie niciun gândac aici, pentru că dacă e vreun gândac, eu nu calc în casă. Ia să mă uit pe aici prin jur, nu se vede niciun gândac, este zona liberă, înseamnă că este o casă fără gândaci. Fiu, ce bine că nu sunt gândaci în casa asta. Oh, hai să mergem, noi mei părinți, hai să intrăm în casă. Deși casa asta mi se pare foarte familiară, zici că am mai fost pe aici. Oh, și ea este noua mea surioară. Ce drăguț, am o surioară. Wow, nu mă așteptam să am o surioară. Doar nu ai doar o surioară, ai două. Am două surioare? What? Nu vine să cred că am două surioare. Păi și cealaltă surioară unde este? Că vreau să fac cunoștință cu ea. Cealaltă surioară este la școală și o să vezi când o să vină de la școală. A, deci cealaltă surioară este mai mare. Cât de tare! Mi se pare incredibil. Mamă, niciodată n-am avut două surioare și acum uite că mi s-a îndeplinit visul. De mic îmi doream să am două surioare. Ce drăguță ești, surioara. Chiar mă bucur. Acum o să am cu cine să mă joc. Și eu vroiam să am un frățior. Acum tu ești frățiorul meu și mă bucur. Da, apropo, când vine sora ta de la școală? Că sunt curios să întâlnesc și pe ea. Chiar acum. Chiar acum vine? Wow, cât de tare! Abia aștept să-mi cunosc noua surioară. O să am două surioare, nu doar una. Mă așteptam să am doar o surioară. În orice clip o să ajungă de la școală, așa că pregătește-te să o cunoști. Wow, a venit surioara de la școală, nu vine să cred. Ah, dar nu pot să o văd încă la față, pentru că stau părinții mei adoptivi, stau în fața mea și nu pot să o văd. Wow, oare cum arată noua mea surioară? Apropo, ce faci? Ți-am făcut un cadou astăzi. Wow, tati, un cadou? Ce mi-ai cumpărat, un cățel? Sau ce mi-ai luat, o pisică, un porcel? Ce mi-ai luat, cadou? Nu mă așteptam să-mi faci un cadou astăzi. Spune mami, ce mi-a luat tati? Ți-am luat ceva la care nici măcar nu te așteptai. Dar o să-ți arăt doar dacă ai luat note bune la școală. Dar normal că am luat note bune. Eu iau doar 9 și 10, tati. Credeam că deja știi asta. Atunci o să-ți prezint cadoul în clipa ce urmează, este chiar în spatele meu. Vorbește de mine, în sfârșit o să-mi văd surioara. Haide, dați-vă părinților de acolo. Dați-vă de acolo că sunt curios să-mi văd surioara cea nouă. Să-mi văd surioara, mamă, și cred că e de o vârstă cu mine. Vreau să văd surioara, dați-vă. Oh, nu, este iubita de bună, Ce, ea e noua mea soră? Nu-mi vine să cred, cum scap de aici, cum fug. Cum am ajuns să fiu adoptat de părinții prietenei mele, iubitei mele nebune. Doamne, cum scap din casa asta? Toate ușile sunt închise. Nu știu cum să scap. Pe unde fug? Ce? Cum de m-au adoptat părinții tăi? Nu pot să cred așa ceva. Cum m-au adoptat părinții tăi? Iubitule, îmi era atât de dor de tine. Ce mă bucur că suntem din nou împreună. A avut grijă tati să te aducă înapoi la mine exact cum mi-a promis. Apropo, noi suntem de fapt părinții iubitei tale. Mă rog, fosta care va deveni actuala. Te-am adoptat ca să fii din nou împreună cu ea. Pe bune, mi-am dat seama de asta. Nu sunteți haioși deloc. Chiar mi-am dat seama de asta de când am văzut-o pe ușă. Și ce credeți, că dacă v-ați mascat, nu-mi dădeam seama? Oricum îmi dădeam seama imediat ce vedeam. De ce m-ai luat înapoi să stau cu tine? Am vrut să scap de tine. Am vrut să îmi caut o altă familie. Dar iubitule, nu spuneai tu că vom fi împreună forever and ever and ever and ever?
Ce? Forever and ever and ever and ever? Nu! Gata, vreau să fug de aici! Vă rog, deschideți-mi ușa! Vreau să scap odată de aici! Cam asta a fost episodul cu dinașilor, sper că v-a plăcut, aparent mi este sortit să rămân cu fosta prietenă sau fosta iubită, mai bine zis, pentru totdeauna. Să nu uitați să rupeți butonașul de like și de subscribe neapărat, exact cum vedeți pe ecran, like-ul, subscribe-ul și clopoțelul, foarte important ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade și primul link din descriere vă duce către Trovo, unde filmăm episoadele astea jumecheroase, rău de tot. Haideți cu toții pe primul link, pa, pa!